Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu o veste nouă, sper plăcută pentru cei care, de pildă, nu au bani să intre în Svicoin. Acum voi face prezentare o monetă nouă, care este în același stil ca Svicoin, Neocoin, BitConnect și multe monete care acum apar în același stil. Istoria de succes la BitConnect nu-i dă pace la mulți oameni care lucrează pe Forex, pe trading, pe cryptocurrency și creează criptomonete noi. Deci pe această criptomonetă care vreau să vă prezint se numește Nucleus Coin. Nucleus Coin și este promovată sau de site-ul Bitcoin Growth Bot. Eu engleză nu știți foarte bine că nu o cunosc. Deci, așa ea este. Este un program de trading automat, un robot care face vânzări pe Forex. Fondatorul acestui program lansează criptomoneta Nucleus Coin, care la înregistrare ne permite să primim 20 de monete gratis în valoare de 15 dolari. Deci inițial ele se vor vinde cu 55 de cenți când se va termina vânzările ICO, când va fi 3,60 de cenți. Deci 3,60 mulțiți la 20, 70 de dolari în eu. Ca să participați la lending, aici e de la 100 de dolari, deci o să trebuiască să mai invitat cineva să mai primiți niște monete, căci o să trebuiască undeva 100 de dolari de avut ca să primim procent și din investiții, dacă o dorim. Ori din bani proprii să cumpărăm monete, de pildă cu 55 de cenți din prima zi când va apărea. Deci va fi în două etape aici. Prima, pre-ICO, primul milion se va vinde de monete cu 55 de cenți, a doilea milion cu 65, a treilea cu 75. Se va începe pe 1 decembrie pre-ICO, până pe 21 decembrie. Pe urmă, singur ICO va fi pe 4 ianuarie pornit. Nu, se va deschide site-ul, că nu putem intra pe site. Vânzările se vor începe pe 15 ianuarie și se vor termina pe 15 februarie. Programul de împrumut, lending, va fi pornit pe 19. Deci când monetele acumulate sau cumpărate, le vom putea da la procent. Cum se face înregistrarea? Ce e foarte simplu, apăsați pe Sign Up și vă aruncă aici ea, unde trebuie de introdus e-mail-ul. De pildă, scriți careva e-mail. Eu deja asta am făcut și nu vreau ca să pierd înregistrarea, deci scriți așa e-mail-ul și apăsați pe Subscribe. După aceea, pe e-mail, vă vine un mesaj. Dacă nu faceți confirmarea e-mail-ului, nu primiți monetele. Deci, după ce ați apăsat pe Subscribe, apare prima această scrisoare, unde de fiecare dată, până când o să fie deschis site, dacă intrați aici, o să vedeți monetele care le-ați primit de la referali. Iar când se va deschide site, o să vedeți monetele care le-ați primit singuri. Deci, până când noi nu le vedem, deoarece încă nu avem acces în interior. Și aici în mesajul acest când apare, când apăsăm pe subscribe, apare acest mesaj. Este și linkul nostru de referral pe care putem să-l copiem de aici, ori din mesaj care nou ne vine într-a doilea mesaj, după ce am apăsat pe confirm email. Vă felicit că ați făcut înregistrarea.
și linkul de referral, tot aici este. Personal, cu care puteți să invitați oameni. Deci când apas pe dânsul, se deschide site-ul simplu, care eu cum l-am arătat. Deci nu nimic special. Și totodată apare și informații despre referalii mei. Pentru mine. Deci eu dacă vreau să văd care e situația, pot să apăs pe linkul meu de referal și văd care e situația. Deci eu o închid. Iar persoanele care o să facă înregistrare, lor le trebuie să apese pe sign up. Când ați făcut verificarea e-mail-ului, încă va vine așa o informație că e-mail-ul cu succes este confirmat. Aici la fel este link-ul de referal. Deci, cât mai multe persoane invitați, cu atât mai bine, să aveți mai multe monete, și atunci nu o să trebuiască să faceți investiții pe acest site cu bani proprii. Dacă nu se primește să invitați, și totuși vreți să fiți în... să faceți împrumuturi site-ului monete, la procente, atunci o să trebuiască să vedeți după situație câte monete vă mai trebuiesc. Deci vă recomand atunci să cumpărați când o să fie ele mai ieftine la început, în perioada de pre-sale, cu 55 de cenți monetă. Anume aici, în primul milion când se va vinde. Și aici încă se mai dă încă bonus 25%. La cât o să cumpărați? Ați cumpărat 100, încă de pildă 25 deasupra. Cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.